cest, obiect din lutars sau fontă, în formă de strachină prevăzut cu o toartă sau cu un orificiu prin care se introduce o vergea din lemn sau din metal, cu ajutorul căreia, după ce este bine încins, se acoperă aluatul de pâine pentru a se coace. Se crede că se poate îmbolnăvi cel ce aruncă în drum sau în gunoaie un cest spart, cel puțin așa spun bătrânii locului din Oltenia. Tot ei spun că pentru a ploua, se introduce în apă un cest făcut în zilele ropotinului, adică 3 zile de marți consecutive, începând cu cea de-a 3-a marți de după Paște. În casa socrilor mari, tânăra mireasă este suită de soacră pe un cest ca să fie femeie de casă și să vadă de gospodărie.